show you how I got my hairline to go from this to this. My secret is a rosemary tea hair rinse. You're gonna put the fresh rosemary into a pot of water and bring that to a boil. You can find the rosemary pretty much anywhere, Walmart, King Supers, your local carniceria. This is what it looks like when it's cooled. Put it into a spray bottle and it is really that simple. Ai rost un preț de la datorie? Salutare. Am și eu. Pentru că am văzut că tipul asta și-a... Stai să filmăm așa? Să filmăm așa. Pentru că am văzut că tipul asta folosește rosemary, care e rozmarin. Tot l-am uitat. Cred că am întrebat-o pe nevastă mea de vreo 3 ori. Ce e aia? Rosemary. Cumva știam ce e la rosmarin. Știam cum arată, tău dracu. Dar tot mi le ziceam în engleză și uitam. Așa că mi-am făcut și eu. Am exact la fel. Uite aici. Doar că eu mi-am pus într-o fusăitoare din asta. Care e pentru... deci dacă cineva crede că îi... Sună alarmă, trebuie să plec la un eveniment. Groaznic. Așa, dacă cineva crede că e pentru topit gheața la mașini, nu e. E pentru păr. Pentru că o trebuie să-l curăță, dar extraordinar. De bine, în 7000 de ape, în 7000 de ape și cu ceva detergent și cu apă clocotitoare, ca să-i scot toate substanțele alea de pe el. Ok. Așa că, sâmbătă sau vineri, seară, nu mai știu exact, să trebuie să filmez așa? Să mi se vadă gaura de pe dinți? Oricum, comentariile sunt dezactivate. Așa că mă protejez pe mine de furia voastră sau de comentariile bune. Din păcate, din cauza celor răi, vor suferi și comentariile bune. Dar îmi asum. Îmi lași like sau dislike. Dacă îți place. Dacă vrei chiar să-mi spui ceva legat de acest video, scrie-mi pe Instagram. Sau scrie-mi pe TikTok. Nu, scrie-mi pe Instagram sau în e-mail. Oricum, ai toate chestiile astea în descriere. Asta dacă nu uiți să le pun. Deci, am pus, faza e că eu am pus rozmarin, nu proaspăt cum îl are ea, eu l-am pus, stai că îți arăt imediat. Îți arăt sau vă arăt? Îți arăt pentru că te uiți la mine, nu? Și te uiți doar tu. Reluați. Reluăm, da. Dă-mi video. Deci așa arată. Eu să spun, uite, dacă mi-ar pune făcus. Nu pune niciun focus, deci așa arată. Un fel de granule. Ok. Am pus apă clocotită, pusă la fierbător. Deci am apă clocotită de la fierbător, am pus ăsta pe fundul unei cratițe oală, cum vreți să ziceți. Așa, și faza a fost că am pus apă clocotită de la fierbător și după aia l-am mai fiert 2-3 minute. Hai 5 sau 3, nu știu exact. Dar cred că hai 3 minute, că 5 e prea mult. Așa l-am lăsat acolo și nu l-am mai atins de el. L-am folosit, l-am făcut sâmbătă și astăzi e luni, sau vineri seară, noapte. Așa că, îs curios, tocmai m-am dat cu el. Deci am pus în sticla asta cu fes. Și am să m-am dat astăzi, îs curios, bă, dacă la tipa aia a funcționat, trebuie să funcționeze și la mine, pentru că mi-am lăsat părul să crească. Vreau să-l las să crească, să-l fac vikingește, chestii de-aștia. Deci m-am dat cu el în tot capul și se vede că... Arăt foarte masculin cu aceste bucle. Bucle masculine. Minunat. Așa? Faza este că eu vreau să-mi crească părul. Oricum, mă dă și pe față. Deci dacă e pentru păr, mă dă și partea să zice. Deci toată bucata să zice unde este barbă și păr. Deci mie mi-ar trebui să-mi crească în zona asta și în zona asta. Pentru că mie îmi crește. Se vede. Minunat. Aici e gol și aici dincolo tot e gol. Și părul meu crește ca ceapa. Așa că, îți curios dacă funcționează. Adică dacă funcționează 100%, chiar sunt curios, pentru că dacă eu folosit, trebuie să-mi folosesc și eu. Și trebuie să funcționeze. Așa că mai adaug clipuri. Astăzi este... ce zi dată e asta? E luni? Nu știu, trebuie să văd. Luni nu știu cât. E luni 15 martie, ora 1 și 3 minute. Ok. Păi, dacă e 15 martie, vreau să-l folosesc cel puțin o săptămână. Să văd dacă merge. Adică funcționează ceva. Și mai vin cu update-uri, upgrade-uri, vin cu clipuri în plus în care am să vă spun dacă funcționează sau nu acest tratament pentru păr. Deci tratament pentru păr cu ceai de rozmarin. Ok. Eu am fost Marius Tom, ne vedem data viitoare într-un alt clip, așa că aveți grijă de voi, de părul vostru, de sănătatea voastră și de mintea voastră. Și din păcate nu puteți lăsați comentarii pentru că le voi dezactiva. Ok, ne vedem data viitoare. Bye și o zi faină!